Bună, haideți să discutăm în continuare despre volumul cubului și volumul paralelipipedului. Pentru început avem un corp, de exemplu un acvariu. Ce formă are acvariul nostru? Forma de paralelipiped. Vedem că fețele sale sunt dreptunghiuri, ne echipuim pe cele de lateral, o vedem pe cea din față, că este un dreptunghi. Bun, ce este volumul? Volumul este o mărime a, ca, care ne dă spațiul din interiorul acelei figuri, adică cu alte cuvinte, cantitatea pe care o pot introduce în interiorul acelui corp. Bun, dimensiunile unui corp, deci dacă gândim acest paralelipiped ca un corp, îl putem gândi plin cu ceva, da? Sunt lungimea, adică cu alte cuvinte, aceasta, lățimea, și înălțimea corpului o putem vedea, de exemplu, am aici o cutie, vedeți, poate se vede mai ușor dacă vă arăt așa, am o cutie care va fi înălțimea va fi aceasta, lungimea va fi aceasta, adică cu alte cuvinte, latura mai lungă a bazei, da? Că avem una mai scurtă, una mai lungă, și lățimea va fi aceasta, latura mai scurtă a bazei. Acestea sunt cele trei dimensiuni: înălțime, lungime și lățime. Bun. Mai departe, cum vom măsura concret volumul pentru început? Vom avea în clasele mai mari formule.